Hello, dragile mele și dragii mei! Din nou suntem împreună și din nou discutăm despre frumusețea și sănătatea părului. Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul că această comunitate de oameni pasionați de frumusețea și sănătatea părului crește din ce în ce mai mult. Sunt foarte mândru de voi, în primul rând, pentru că sunteți așa de atenți și așa de cuminți și așa de responsiv la tot ceea ce postez. Mă bucură foarte tare și chiar sper să fac treabă din ce în ce mai bună și să primiți tot ceea ce aveți nevoie și, de asemenea, să dați mai departe toată această dragoste pentru păr pe care o am de împărțit. Astăzi aș vrea să discut cu voi despre un subiect care îl văd din ce în ce mai prezent în mesajele pe care le primesc de la voi, și anume cum fac să revin la culoarea naturală. Adică ce pot să-mi pun pe păr ca să revin la culoarea naturală. Este foarte complicat. Cred că nu înțelegeți un aspect esențial al colorării sau decolorării părului. Odată ce ai colorat sau decolorat părul, chiar și cu nuanțator, culoarea ta naturală a fost modificată sau a dispărut complet. Da? În cazul unor produse, cum sunt nuanțatorii, unde, să zic, acțiunea lor este mai de mic impact asupra părului, culoarea ta naturală încă este acolo. Da, nu o poți readuce, dar poți să ai răbdare să se mai spele, să se atenueze nuanțatorul pe care l-ai pus și cumva să nu ai o linie de demarcație și să fie în regulă. Dar nu ai cum să o aduci înapoi 100%. Nu ai cum, este imposibil. Dacă vopseaua a fost permanentă sau părul a fost decolorat, da? Permanentă sau decolorat, culoarea ta naturală a dispărut. Și dacă te vopsi cu negru, ea nu mai există. Adică nu mai există. Și dacă prin absurd ar exista ceva cu care să dau culoare artificială jos din păr, dedesubt este un fond de decolorare. Este portocaliu. Da. Deci nu aveți. Culoarea naturală a dispărut. Dacă procesul este proces permanent de colorare sau de decolorare, nu mai e. Fondurile de decolorare, și am videoclip despre acest lucru, sunt de la roșu până la galben foarte pal. Restul ce e sub roșu nu prea contează, că nu le sesizezi, nu prea le vezi. Dar de asta părul, când se spală culoarea, rămâne mai roșcățiu, mai portocaliu, mai galben portocaliu, mai galben, mai galben intens, mai galben mai puțin intens și așa mai departe. Acelea se numesc fonduri de decolorare. Este ce este sub culoare. Adică e foarte important să pricepeți acest lucru. Dacă te-ai hotărât să ajungi înapoi la culoarea ta naturală, cea mai sigură metodă este să lași părul să crească. Dacă însă nu ai răbdare să îți crească părul și să ajungi la culoarea ta naturală, e puțin mai complicat. Dacă ai culoare închisă și vrei să ajungi la culoarea ta naturală, care e puțin mai deschisă decât cu așa, va trebui să faci o decolorare sau decapare. Decolorarea sau decaparea va avea ca rezultat o nuanță de roșu, roșu-portocaliu, portocaliu, galben-portocaliu, ceva în zona aceasta. În funcție de baza în care tu ești, baza ta naturală, vă spuneam și am videoclip și despre asta, bazele naturale sunt de la 1 la 10. Unul fiind negru, negru natural, cum sunt, de exemplu, asiaticii, negrul acela, închis, dar natural, nu vopsit, iar 10 fiind blondul cel mai deschis, cum sunt copiii blonzi la mare sau suedezele pe care ne dorim să avem culorile lor de păr, blondul nordic. Da? Acestea fiind culori naturale, nu vopsite. Bun, noi ne situăm undeva în această arie, între 1 și 10. În România, majoritatea oamenilor sunt în zona 5-6, 5-6, 4-5-6, hai să zic așa. Da? Fiecare dintre aceste culori are un fond de decolorare. Pentru 4, de exemplu, avem 4 și 5 sunt în zona de roșu. Din 6 avem roșu portocaliu, 7 e portocaliu. Da? Adică vom obține întâi fondul de decolorare pe care noi trebuie după aceea să-l neutralizăm ca să ajungem în culoarea naturală. Dacă baza mea, să zicem, este 5, acum ar trebui să facem niște calcule. Josh, o să mă urmărești foarte atent și o să scrii. Bază naturală 5. Da? Fondul de decolorare în bază 5 este un roșu. Da? Eu, ca să neutralizez roșu, neutralizare egal verde. Deci eu va trebui să folosesc un 5 care conține verde sau să adaug verde în 5-ul respectiv, ca eu să neutralizez roșu și să ajung la culoarea mea naturală. Dar ajung la ea chimic, pentru că vă spuneam, culoarea ta naturală nu mai există odată ce ai făcut o vopsire și o decapare. Ea nu mai e. Noi doar încercăm să o replicăm.
în speranța că o să nimerim și că atunci când crește părul să nu se mai vadă diferența între culori. Ea se va vedea puțin, dar vei putea regla cu nuanțări doar pe zona care a fost decapată sau decolorată sau vopsită. Da? Deci așa funcționează lucrurile. Aș vrea să nu lați așa, a, lasă că mă vopsesc. Inclusiv când puneți un nuanțator, o mască nuanțatoare. Doamne, cât de greu este cu mășile acestea nuanțatoare pe care vi le puneți pe păr și după aceea aveți impresia că o să iasă după 3 spălări și nu mai ies. Și voi vă întrebați de ce nu ies. Pentru că în funcție de tipul vostru de păr pot rezista mai mult, iar dacă părul este blond, nu mai scap de ea în veci. Rămâne în păr. Da? Și va trebui din nou să faci o decapare sau o decolorare sau ceva de genul acesta ca să poți să scoți culoarea respectivă din păr. Bun, am tratat ce înseamnă închis. Dar ce facem când sunt decolorat și vreau să revin la culoarea mea naturală? E, în cazul acela avem un proces invers. În loc să decapăm, să scoatem din culoare, vom face o repigmentare. Punem culoare. Da? Dacă părul meu este foarte blond, are un galben în el de fapt, ca și fond, da? Și eu vreau să mă duc înapoi în bază 5. Vă spuneam că la 5 am roșu. Eu trebuie să folosesc o repigmentare, trebuie să adaug pigmenți roșii în păr. Pentru că altfel, dacă peste părul decolorat voi aplica un 5, da, numărul 5, mă duc la catalogul de culoare și iau numărul 5, o să iasă kaki. Pentru că numărul 5 va conține albastru și verde, în combinație cu galbenul din părul meu, va da o bază închisă, va ieși închis la culoare, dar cu reflexe de kaki, pentru că eu nu i-am adăugat toți pigmenții de care are nevoie părul. Și atunci, repigmentare înseamnă readăugarea în păr a pigmenților care lipsesc. Nu voi adăuga roșu pur, pentru că ar fi prea mult, va ieși prea caldă culoarea, dar măcar un pic de portocaliu va trebui să adaug. Așadar, în prima etapă voi face o repigmentare, voi adăuga, George, din nou ești atent, sunt în bază 10. Am părul de culoare galbenă, fondul de decolorare galben. Eu vreau să mă duc în bază 5, da? Unde am nevoie de fond de decolorare roșu. Nu o să adaug chiar roșu, dar va trebui să adaug puțin portocaliu. Da? Repigmentare voi face cu portocaliu. Adică, pe părul care este deja blond, voi adăuga un produs care să-mi aducă niște pigmenți portocalii în păr, voi clăti părul, îl usuc și de-abia după aceea îl voi vopsi cu o culoare 5 care să conțină pigment verde sau albastru, ca să obțin culoarea naturală. E, abia în momentul acela mă voi apropia de rezultatul final care trebuie. Știu că poate părea confuz, dar aș vrea să îl mai ascultați încă o dată videoclipul dacă n-ați înțeles din prima. Da, avem cele două variante. Când sunt închis și vreau să ajung la culoarea mea naturală, care e mai deschisă decât culoarea cu care sunt vopsit, și când sunt deschis și vreau să ajung la culoarea naturală, da, care este mai închisă decât culoarea pe care o am în acest moment. În primul caz, va trebui să fac o decolorare ușoară sau o decapare și apoi o neutralizare a pigmentului. În celălalt caz, trebuie să fac o repigmentare a părului combinat cu o colorare a părului. Da? Asta vreau să țineți minte cumva în termeni mari. Sunt lucruri destul de specifice și de asta nu vă ies acasă. Pentru că trebuie să fie calculate foarte bine și trebuie să fii foarte atent în momentul în care iei deciziile pentru părul tău. Dragile mele și dragii mei, lecția este că odată ce ai făcut procese permanente pe părul tău, de colorare sau de decolorare, din păcate culoarea ta naturală nu există. Dacă ții așa de mult la ea, nu fă nimic. Iubește-l așa cum este și învață să lucrezi cu culoarea ta naturală. Scrieți-mi aici sau pe Instagram, cu foarte mare drag încerc să vă răspund, iar până data viitoare, vă rog eu mult de tot, iubiți-vă părul așa cum este el. Pa, pa!